noaptea de 14 spre 15 iunie 1941, Agafia cu cei 7 copii ai săi, cu lacrimi în ochi și tăcuți, petrecură îndelung cu privirea garnitura de vagoane de viche ce pleca spre est, într-o direcție necunoscută. Nu știa Agafia și nici copiii că din această clipă începe drumul suferințelor pentru ei, care va dura timp de 15 ani în gulag, dar și după revenirea în Basarabia, în anul 1956, când Agafia va îndura o viață de înjosiri și batjocură până o va chema Creatorul la cele veșnice. Acest destin i-a fost hrăzit în acea noapte de neuitat la peste 20.000 de basarabeni care nu își puteau găsi răspunsul la întrebările. De ce și pentru ce? Îndată ce garnitura de tren cu bărbații români basarabeni dispăru în zare, femeile și copiii, sub baionetele soldaților, dar și sub paza câinilor, au fost mutați în vagoanele deja cunoscute de ei în drumul de la Bălți la Tiraspol. Vagoanele destinate transportării vitelor mai păstrau mirosul băligarului care îți tăia respirația. În vagon erau nenumărați nefericiți, încât doar în picioare, dacă se mai putea sta. Femeile și copiii se așezau grămăjoară. Agafia Crăciun avea 7 copii, dintre care 2 fii mici, Gheorghe de 6 ani și Visarion de 3 ani. Ei plângeau mereu și cereau de mâncare, mâncare pe care mama Agafia nu o avea. Îi lua în brațe, îi îmbrățișa, înnăbușindu-le plânsul cu pieptul. Visarion mai tăcea, fiind ținut în brațe de surorile Maria sau Dora, care se rânduiau, liniștindu-și fratele cel mai mic. Copiii mai mari ai Agafiei se așezau în jurul mamei și încercau să se controleze unul pe altul. Tabloul din vagon era dezolant. Cum se simțeau acești oameni, gospodari la casele lor, plini de demnitate, închiși în vagoane și tratați ca niște animale, știa doar sufletul lor. Ochii femeilor și ai copiilor din vagonul temniță exprimau doar o stare, umilință și suferință, și toate acestea doar pentru faptul că o viață întreagă au dormit mai puțin ca alții, pentru că au muncit fără să se cruțe, cu mai multă tragere de inimă. La această întrebare mama Finca nu găsea răspuns și nici nu știa ce să le spune copiilor săi. Fiica Nefodora, cea mai mică dintre fete, îi reproșa: "Ei, și cum iese acum, mamă? Să muncim din zori și până în noapte și la urmă să ajungem aici? Mereu ne spuneai că doar prin muncă ne putem câștiga pâinea cea de toate zilele. Acum ce ne facem? Ne-am câștigat un graj de vite și foame la dejun, prânz, cină? Ce ne spui, mamă?" "Nefa, să ai un pic de respect față de mama." "Oprea Maria, mama și tata ne-au vrut doar binele. Ce vină poartă ei? Că au venit antihriștii și ne-au deportat. Ce ne-a spus tata? Să avem ascultare de mama și de Maica Domnului și ne vom salva din iadul în care suntem aruncați de bolșevici." "Dragii mei copii," încearcă să-i liniștească mama Finca, "să lăsăm reproșurile pentru altă dată. Acum trebuie să ne ținem grămăjoară, ca degetele la mână, și doar așa vom birui greutățile. Răzvrătirea și neascultarea doar ne vor distruge. Ascultați-o pe mama și împreună să fim ascultători în credința noastră creștină." Trenul cu femeile mame și copiilor porni spre estul Uniunii Sovietice. Nu știa nimeni care le este destinația finală, dar nici câte zile se vor afla în drum. 10 zile pe calea ferată au mers prin stepele Ucrainei. La mijloc de iunie, în această imensă stepă, începe canicula. Vagoanele de vite se transformau în adevărate băi de aburi. Garniturile de tren cu inscripția pe vagoane "emigranți voluntari" erau trase ziua pe linie moartă. Prin ușa deschisă a vagoanelor ieșeau necontenit valuri de apuri cu iz de lacrimi și sudoare de om. Copiii mici se sufocau de căldura insuportabilă. Cu cât dura staționarea, deținuții deportați nu aveau dreptul să iasă cel puțin la plimbare în preajma vagoanelor. Jandarmii permiteau să fie scoși afară doar cei care cădeau în leșă, dar și aceștia erau scoși pe scurt timp la umbra vagonului. Doar în rare cazuri li se permitea o ieșire pentru a-și satisface necesitățile fiziologice grele. Gaura din podeaua vagonului era veceul improvizat, cel cu nevoile fiind ferit de ochii celorlalți de către membrii familiilor care formau un cerc cu spatele la el. Puținele produse alimentare ce le luară în desagă de acasă se
se terminară. Chiar a doua zi, cu ce îmi hrănesc eu acești copii mici? Se întreba fiinca disperată. Cu mâncarea ce ne-o dau încăvădiștii, 200 de grame de pâine pe zi și câte o scâmbie înfuțită, îmi mor copii. În a treia zi de drum, mama Agafia se așeză la sfat cu copiii cei mai mari. Grigore, Maria, Dora, Pașa. Copiii mei, ați văzut ce mâncare ne dau? Doar pâine, pește sărat și acela stricat. Cu această hrană, în câteva zile, Gheorghițu și Visarion vor muri. Doar noi toți împreună îi putem salva. Cum, mamă? Întrebară copiii într-un glas. Pe fiinca. Rămasă și mamă și tată pentru copiii săi. De acum ea era acea care gândea cum să agonisească, dar și cum să împartă puțină hrană ce li se dădea. Din pâine ce ne-o dau, dragii mei, toți rupim câte o bucățică pentru ei. Cu aceasta îi salvăm. Facem așa copii. Mamă, ne mai întreb. Sunt frații noștri. Suntem dintr-un sânge, al tău și al tatei. Cu ei, cu frații noștri mici, vom ajunge acolo unde au de gând să ne ducă bolșevicii. Agafia se liniști, încă o dată convingându-se că și-a educat bine copiii. Cu ei, cu copiii săi, nu se va prăpădi. Nopțile, trenul pornea mai departe, în estul necunoscut al URSS-ului. Fiecare zi trăit în vagonul închisoare era un adevărat coșmar. Peste 10 zile de când au avut loc deportările, Germania lui Hitler porni război cu URSS-ul lui Stalin. Deținuții vaganelor temnițe, ale trenului cu emigranți voluntari, observară că trenul lor staționează pe linie moartă zile în șir. Așa a fost până la traversarea Volgăi. Într-una din zilele ale sfârșitului lui iunie 1941, trenul opri. Călăii încăvădiși descoperi de ușile vagoanelor și în temniță pătrunse un val de aer fierbinte. Agafia se apropie de ușă și constată că trenul se oprise într-un pustiu, doar nisip în jur. Ieșiți! Urlă supraveghetorul la un moment dat și imediat ușa vagonului fu înconjurată de călăii încăvădiști cu câinii lupi în lanț, care prinseră alătra la cei din vagon. Deținuții vagonelor temnițe coborâre pe rând. Extenuați de foame și sete, mulți din ei erau doar umbre de om. Supraveghetorii îi aliniară în coloană și, păzindu-i de o parte și de alta cu câinii, îi îmbrânciră, silindu-i să meargă de-a lungul căii ferate. Agafia, care avea școala primară de la timpul țarului Nicolae, mai ținea minte limba rusă și, trăgând cu urechea, înțelesese că sunt în pustiul Caracum, între Aralsk și Jagalagaș. Ca destinația lor, a deportaților, este orașul Gzâl-Orda, din Kazahstan. De cum păși pe nisipul înfierbântat de razele soarelui, la 50 de grade Celsius, căci aceasta e temperatura de vară în pustiul Caracum, se întrebă: Doamne, Iisuse Hristoase și Preacurată Fecioară Maria, pentru care păcate ne sunt trimise aceste încercări? Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase, și întărește-ne aceste ispite. Acoperă-ne drumul, Preacurată Maica a Domnului Fecioară Maria. Parcă o voce din ceruri îi răspunse la rugă: Întărește-te, roaba lui Dumnezeu, Agafia. Prin greutăți vei ajunge în țara ta dragă. Fața Agafiei se însenină. Nu scoase nicio vorbă, doar și adună copiii în jur și rosti: Dragii mei copii, doar cu Dumnezeu în suflet vom trece încercările date de Creator. Și-a dat seama că acest pustiu le este dat ca încercare și prin pustiu trebuie să treacă cu eforturi supraomenești. Acum îi este dat să-i ocrotească copiii în cuib neprimitor și străin. Din locul debarcării, din vagoanele temniță, până la orașul Gzâl-Orda, au mers 2 săptămâni prin arșița pustiului Caracum, fără cea mai mică umbră, dar și fără un strop de apă. Deportații așteptau noaptea ca pe o venire a lui Dumnezeu, dar în orele de noapte mai puteau respira ceva mai ușor, dar se și odihneau puțin, culcați pe nisipul încins în timpul zilei. Zilnic, în urma convoiului, rămâneau cadavre ale deportaților care își dădeau sufletul. Mureau cu precădere bătrânii, dar și copiii de vârstă fragedă. Călăii care îi escortau nu permiteau deportaților să-și îngroape morții. Să fie mâncați de șacal! Așa răspundeau fiarele încăvădiste, rămânând surzi la rugămințile oamenilor. În natură totul este echilibrat. Corb la corb nu scoate ochii, prin urmare și șacalii se îngrijesc tot de șacalii.